Însă, în creație, în creație, în natură, în tot ceea ce ne înconjoară, nu există doar creația divină. La fel cum Tatăl Ceresc are creația Lui, la fel și nenumitul are partea Lui de creație, care se numește creația gandanică sau întunecată. Și această creație poate fi deosebită de cea divină în următorul fel. Spre exemplu, musca. Musca este un element care nu aduce nicio atribută pozitivă nimănui. Spre deosebire de albina. Spre deosebire de albina, care vine, depune efort, are partea lui de creație, care se numește creația gandanică sau întunecată. Și această creație poate fi deosebită de cea divină în următorul fel. Spre exemplu, musca. Musca este un element care nu aduce nicio atribută pozitivă nimănui. Spre deosebire de albina, care vine, depune efort, tot ceea ce nu construiește ceva pozitiv, nu echilibrează natura, tot ceea ce nu aduce cel puțin un beneficiu naturii, este, se încadrează în acest cerc al creației gandanice, al creației luciferiene. Spre deosebire de albina, care vine, depune efort, polenizează florile, produce miere, produce propolis, lăptișor de mată, etc., 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 da? În momentul în care musca vine, se așează, depune, face numai împrăștie, numai dezastru face. Împrăște microbii, bacterii peste tot, n-are rost să continui lista. Spre deosebire de albina, care vine, depune efort, polenizează florile, produce miere, produce propolis, lăptișor de macă, etc., 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 da? În momentul în care musca vine, se așează, depune, face numai împrăștie, numai dezastru face. Împrăștie microbii, bacterii peste tot, n-are rost să continui lista. Spre deosebire de albina, care vine, depune efort, polenizează florile, produce miere, produce propolis, lăptișor de macă, etc., 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 da? În momentul în care musca vine, se așează, depune, face numai împrăștie, numai dezastru face. Împrăștie microbii, bacterii peste tot, n-are rost să continui lista. Spre deosebire de albina, care vine, depune efort, polenizează florile, produce miere, produce propolis, lăptișor de matcă, etc., 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 da? În momentul în care musca vine, se așează, depune, face numai împrăștie, numai dezastru face. Împrăștie microbii, bacterii peste tot, n-are rost să continui lista. Are partea lui de creație, care se numește creația gandanică sau întunecată. Această creație poate fi deosebită de cea divină în următorul fel. Spre exemplu, musca. Musca este un element care nu aduce nicio atribută pozitivă nimănui.
Spre deosebire de Albina, deci. Spre deosebire de Albina, care vine, depune efort. Însă, în creație, în creație, în natură, în tot ceea ce ne înconjoară, nu există doar creația divină. La fel cum Tatăl Ceresc are creația Lui, la fel și nenumitul. De Albina, deci. Spre deosebire de Albina, care vine, depune efort, polenizează florile, produce miere, produce propolis, lăptișor de mască, etc., 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 da? În momentul în care musca vine, se așează, depune, face numai împrăștie, numai dezastru face. Împrăștie microbii, bacterii peste tot, n-are rost să continui lista. De Albina, deci. Spre deosebire de Albina, care vine, depune efort, polenizează florile, produce miere,